ultimii 2-3 săptămâni de pe final de sezon. Tot acolo s-au dețis presiune. Nu e un lucru ușor să alegi 3 campionate la rând. Prea puțin mai puteai să te concentrezi la fotbal pentru că sănătatea este pe primul loc. Al patrulea titlu pentru gruparea clujeană. Moment de euforie, moment de bucurie, un sezon extrem de greu, dar CFR, iată, termină campionatul neînvinsă pe teren propriu. E 1-0, scor final. CFR Cluj campioană pentru a 5-a oară. Echipa lui Dan Petrescu își păstrează titlul câștigat în stagiunea precedentă. Fără dar și poate. Nu e un lucru ușor să alegi 3 campionate la rând. E destul de dificil să te menții 3 ani de zile acolo sus și să termin anul pe primul loc. Mă bucur foarte mult că fac parte din această echipă, din acest grup minunat și din această familie, cum e CFR. Da, cu siguranță va rămân, cum a fost și la întrebare, după 27 prim echipă, așa că și la storie de club prim echipă, prima dată care câștigă 3 ani la rând. Încercăm, e greu, dar încercăm cu toți. Eu cred că se poate, dacă vedem și avem exemplu aici, foarte departe de noi, Italia, Juventus, de cât nu câștigat la rând. Așa că dacă putem să facem, cu siguranță noi o să încercăm și eu zic că e posibil. De ce nu? De aceea venim fiecare zi la antrenament. Cred că e foarte dificil, dar nu imposibil, pentru că dacă rămâne acea seriozitate cum e în acest moment la club, această conducere, aceste obiective care în an de an sunt obiective foarte clare, câștigarea cupei și a campionatului, nu e imposibil, dar este foarte greu să alegi 6 campionate. Pentru mine, sincer, toți, orice titlu e important pentru mine, dar sentimentele, primul atunci au fost că veneam atunci de momentul foarte grele că ce se întâmpla la club și am trecut și tot asta și după aia că văd din nou un trofeu ridicat, a fost o bucurie enorm pentru mine. Primul campionat, cel din 2018, pentru că a fost primul meu campionat câștigat în România. Toate sunt importante, dar eu cred că ultimul a fost așa puțin mai ciudat, ținând cont de pandemia care a lovit sportul și nu numai. A fost mai muncit, dacă pot să zic așa, pentru că am trecut prin multe perioade grele în care mulți colegi s-au infectat, nu puteam să ne antrenăm, am stat o perioadă foarte lungă pe acasă în care la fel nu puteam să facem nimic. Pentru un fotbalist cel mai dificil moment e momentul în care te accidentezi, pentru că nu poți să faci ceea ce îți place. Cred că al doilea campionat a fost mai dificil pentru că am avut și o problemă serioasă la genunchi în care mi-am rupt ligamentele și cred că acolo a fost cel mai dificil moment. Cel din 2019, când m-am accidentat și când
majoritatea medicilor mi-au spus că nu o să mai pot continua. Ultimii 2-3 săptămâni de pe final de sezon, tot acolo s-au dețis presiune, te uita și la rezultat de celelalți, era, eu zic că în toți în ultimele 2 săptămâni au fost tensiune maximă. A fost cel mai greu, dar ne-am mobilizat foarte bine și am reușit să câștigăm un campionat pe care puțin credeau că îl vom câștiga. Un an foarte ciudat, nu doar fotbalistic, pentru că nu e ușor să stai în casă, să ai foarte multe restricții, să nu poți să ieși când vrei, unde vrei, dar asta e lumea în care trăim în acest moment. Eu spun că e ciudat, e ca un antrenament, nici nu simți că e așa. E un turneu aia care mergi de afară, din iarnă sau ceva de genul, mai stai un turneu de 4 echipe și câștigi un trofeu. E ciudat, dar noi știm că e fost alături de noi, sunt în continuare alături de noi. Noi vrem să ei să vină cât mai repede la stadion să stai lângă noi, dar trebuie primul rând să înțelegem moment, să știm că suntem mai aproape să termine acest COVID și să fim toți sănătoși la stadion. Asta dorim cu toți.